Cercetează-mă, Doamne, acum, la vreme de seară, și dăruiește-mi, după cum am trăit și înfăptuit azi. De am trăit în curată credință, bucură-mă cu minunile tale. De am trăit în cinstită strădanie, dăruiește-mi odihnă bună și fără frământare. De am trăit în bună înțelegere cu aproapele meu, binecuvântează-mă cu mulțumire și cu pace sufletească. Iar de-am greșit cu ceva înaintea ta, te rog acum cu smerenie și cu plecăciune, iartă-mă. Cinstit fii tu, Doamne, Dumnezeul meu, cel ce într-un marea ta milă și îndurare iei toate cele grele de pe sufletul meu. Amin. Iisuse Hristoase, Învățătorule a celor tainice și sfinte, Cel ce ne-ai spus să nu căutăm noi la cele înalte, ci să rămânem la cele smerite, căci nu e om care să poată să fie el singur înțelept. Ține-mă, Doamne, în această seară, în neprihănie și în plecăciune. Umple-mă de lumina cea curată, dă-mi bucurie nevinovată și treci cu vederea peste nerăbdarea și nesocotirea mea și peste toate clipele mele de rătăcire și povățuiește-mă, Tu, Doamne, ca să pot să rămân pe cărările Tale, cele drepte și fără de sfârșit. Vindecă Tu toate neputințele mele și nu mă feri de milostivirea Ta. Amin.